vine din negura istoriei, născut dintr-o mamă casnică și un bob fermecat de piper. El sare din epocă în epocă, stăpânind timpul cu biciul său fermecat. Doarme cu gânditorul de la Hamangia, ia micul dejun cu Ștefan cel Mare, prânzul cu Traian și Decebal, iar seara e la o serată mondenă cu Alexandru Ioan Cuza, Nemuriciu, călărețul timpului pierdut. Este imposibil! Aceasta era o espada de Toledo! Asta era sabia mea de Damasc, mă! Servus! Es Iancu Ghehunedoara și de 7 ani de zile n-am mai simțit gustul amar al eșecului. Și asta numai datorită sabiei create de meșterul Sobi Nemuricek. Iar eu, Erjevet, îl aștept liniștit pe Iancu să vină acasă la soția al ei și la copilul lui. Nemuricek bagi, ieri ide. Vino să te pup. Ioi, meșcere, meșcere, sabia! Știu, știu, măria ta, sabia, cât să nu-mi sepe. Ce cât să nu-mi meșcere? Ai uitat sabia în foc, ii, uite ea! Ioi, vai de mine, ii meșcere ce sabie ne-a ieșit, no? Voicule, sabia mea, mă, mă, țelul meu inoxidabil, mă! Meștere, se vede treaba că oțelul inoxidabil ținut un pic prea mult în foc devine foarte oxidabil. Mai bine că tot am învățat ceva. Ce mă, tu faci cercetare pe banii mei, mă, ți-am zis, mă, să ai grijă de toți în foc, mă! Mi-ai spus, meștere, dar imediat ce mi-ai spus asta, mi-ai spus că ți s-o termina rachiul din ploscă și m-ai trimis să-ți aduc o sticlă de pălincă din Simeria. Ți-am zis de Simeria, mă, nu din Simeria să te duci la Simeria, mă! Mă, minte de cal făceai, mă! Ascultă la mine aici o vorbă de meșteri bătrâni. Omul din greșeli învață, mă. Mie spui, meștere, doar știu de la mine tare că ești cel mai învățat om din toată țara Hațegului. Da? Și ești mai obraznic, mă! Auzi, nu da, meștere! Nu dacă o să vină poi mâine Iancu să vadă ce sabie ai făcut și atunci ce văd eu pe unde scoți cămeșa. Bă, văicuțule! Nu mor cai verzi când mor câinii roșii, mă. Ia-ți, la Simeria, a fost, ai o bani. Ei, dar cum, meștere? Sigur că am fost. No. Ia ce, eh? Ia. Aua! No, cardinale, mi-a bob. Eu tot n-am înțeles ce vrea papa de la mine. Vrea să dea mie bani să mă bat cu turcii, oră vrea să-i dau eu lui bani. Eu n-am înțeles, mă, mai citește odată scrisoarea asta, nu? O la la, mă împresc, mai citești odată, ai citit deja de 5 ori? E simplu. Sanctitatea sa ne dă bani de arme avec une seule condition. Să cumpărăm la licitație. Da, ce e licitație? Ah bon! Ce e licitație? Bă, se du latin. Licitație, licitatiorum. Ça veut dire că se adună cumpărătorul care adună mai mulți vinzători, care face cel mai bună ofertă și apoi cumpără de la el. No, bine, asta este și la noi. Numai că zice parandărăt, no. Dar nu-i bine cu treaba asta, că o să iei mult timp până adun furnizorii, până faci licitatiorum. Ei, la noi, o să fie multe contestațiorum la licitațiorum. No. Și în vremea asta, turșii se duc până în Spania. Mais pas du tout, mon prince, pas du tout. Deja eu am adunat producători aici. E contra un comision, bien sûr că... Comision? Ce aia comision? E, bă, bun, parandărât, cum ziceți dumneavoastră. Ah. Da. Mon prince, stați liniștit, comisioni iau de la producător, de la voi nu. Mm-hmm. Bine, no, dar să știi că eu tot n-am înțeles și vrea papa, de fapt, no. Pentru că a fost de problemă. Ah. Ce?
Un investitor a mărturisit la spovedanii că a dat șpaga. Ai auzit de Basaram? Basaram? O da șpagă? Nu cred. A, nu, nu șpagă. Dar a luat bani de arme tot de la noi și apoi a bătut și a Robert d'Anjou avec de pietre. Bine, nu. A, atunci facem cum vrea papa. Facem târg. Papa vrea târg, facem târg. Nu, da. Cu ce bani? Mon prins, banii de târg sunt asi. Me sunt fără comisionul meu, bineînțeles. Tată, mă las și pe mine pe tron. Vreau să mă joc de-a voie, vod. Matia, acum n-am timp, dar cu prima ocazie când ai avea, te duc să te fac voievod ori în Valahia, ori în Moldova. Nem-nem, Matia va fi craiul Ungariei. Da de ce, mamă? Ca să ai pe statuie la Cluj, nu la Suceava. Mamă, statuia o să ruginească și o să râdă toată lumea de mine ca asroșu la față. Prostuț mică ce ești! Îți va face Nemurii Cecvacii o statuie care nu va rugini niciodată. Nemurii Cecvacii, Ereide să te pup! Meștere! Meștere, trezește-te, meștere! Ce-i un... Bă, voicule, mă, dacă tu te mai bagi o dată între mine și aia jebe, mă, eu te omor, mă! Vai de mie, dar ce meștere? Ești pe felie cu doamna Erzsébet? Îs, mă, dar din păcate nu m-am vis. Ce vrei? Meștere, i-a chemat voivodul Iancu la el, știmne tale, soțul o doamna Erzsébet. Uți că papa de la Roma o da niște bani, nu știu, pentru un târg de arme și vrea să vie încoace să vadă și sabia noastră. Eu cred că de-abia am fript-o. Bă, văicuțele, mă, o vin vremea să te învăț prima lecție de marketing avant la letră. Bă, voi, pule. Asta nu-i sabie, mă. Asta e senzația târgului, mă. Timpul a expirat. Mută efendi Murat. Ți-am luat râjina mărită pe așa. Și șahmat! Am câștigat! Da, bine, Murat. Jasmin, cafeaua pentru șahmat. Mai, dar ce faci, mai cadân aici, mai? Ai stricat joc aici, mai? De ce nu ești atent? Vai, Murat, mai Muratelule, nu te supăra, mai, că oricum luai bătaie, ai văzut că ți-am luat regina. Hai, vrei revanșa? Nu vreau niciun revanșa, am spus, am supărat, plec acasă. Chiar de fiecare dată la fel, eu dau șahmat, Jasmin cafeaua, Jasmin răstoarnă strica joc, eu plec, am supărat. Mai Murat, mai Muratelule, Muratelule, hai, băi, te rog, dacă mai pierzi încă o dată, atunci cumpăr de la tine... Încă una mie de săbii de damasc de la vârtul ăla, Haisam. Asta nu poți, pentru că Varu Haisam merge la târg de arme la Hunedoara și duce acolo tot sabii care are. Cum? Târg de arme la Hunedoara și eu nu știu? Dar cine-l face? Baba de la Roma da banii, cardinal Merlot ia comision, barandăret. Deci papa de la Roma... Se înărmează de la Hunedoara, dar de ce? Pleci imediat la Hunedoara să afli. Nu pot, nu știu drum. Ei, lasă că mă gândesc eu. Ghidem, pe tine nu te-am răpit de la Hunedoara? Nu, Mărine Pașă, sunt moldovean, că zi la vas lui. Ah, da. Jasmin, ești din Hunedoara? Eu stăt moldoveancă, dar de la Unești. Dar eu am făcut școala de gimnastică de la Deva. Vreau să vă arăt? Haideți să vă arăt. Lasă gimnastica, băi, Jasmin. Lasă, gata, pleci la Hunedoara cu Murat. Da! Aferim, Mărite Pașa, așa, da, am plecat. Dar fii atent, Murat. Nu că are cumva să atingi regina. Servus. Sunt Matia Corvin, voi fi rege și voi avea statuie la Cluj. Ca să mă sensibilizez la suferințele poporului, mama mă pune să curăț apă în fiecare zi. Ioi, Matia, tu ai curățat pe tot ceapa? Da, mamă.
cu cuțitul cadou de la nemurii cecbacii curăs ceapa instantaneu. Ce fericită sunt nemurii cecbacii! Nereide, vino să te pup! Mergere! Mergere, scoală! Scoală că vine principele Iancu că vrea să vadă vegeta târgului, rujitura noastră! Mergere, scoală, la urmă! Cine, Iancu? Da! Oi, ce bine că m-ai spus la noi, că dacă mă prindea cu RGV, nu știu. Nică vine, ridică! Să-mi trăiești, Maria! Să-mi trăiești, Maria ta! Să-mi trăiești și voi mie! No! Este, băicule, am venit să văd vegeta târgului, mă! Sabia aia faină, care râpe în gura târgului cu ei, luăm banii papei și apoi facem aici lângă Hâmnătoara un combinat fain, cu turnătorie, oțel, fain, tot, mă, înțelegi? Doamne ajută să fie într-un ceas bun. Maria ta, dacă îmi permite să vă spun, vă prezint în câteva cuvinte foarte scurte, noua sabie din oțel de Hunedoara. Mai repede un pic, meștere, că mă grăbesc. Am înțeles. În această sabie se îmbină într-un mod foarte armonios, impecabil, suplețea lamei, pe care foarte atent am pregătat-o chiar eu, mă scuzați, și de asemenea calitatea foarte înaltă a oțelului de Hunedoara inventat. Coche, mă, odată, sabia aia, că scoche-o sabia. Voi, te rog, sabia. Ah, ce e, nu? E foarte greu, uite ce fain. Ui. Ce? Bravo, meștere! Uite, l-ai dat pe spate și pe Maria sa. Adică cum, bă? De 2 ani de zile eu vă plătesc pe voi pentru rușinitura asta, bă! Maria ta, dați-mi voie să vă spun că și rușina are rolul ei în luptă. Deci dacă te lupți cu sabia de inox, trebuie să-l tai pe dușman, că altfel te taie. Trebuie să-l omori, să-i tai capul. Dar cu asta l-ai zgâriat un pic, rușina intră în organism cu o viteză uluitoare, se face tetanul și în 2 săptămâni o muri. Și zici, mă, și de ce să nu-l omori acolo, ei pe câmpul de luptă? Aici aș putea răspunde eu, ca să n-avem din gropa prea multe stârvuri pe câmp acolo. Așa, rănitul pleacă acasă, liniștit, în 2-3 săptămâni e mort, îl îngroapă. Serios, mă? Da. Atunci, hai să vedem cum zgârie rușinătura ta, nu? Băi, Doamne, că se și rupe! Îți pierdut! Nu ești pierdut, Maria ta. Am o sosit vremea să afli secretul acestei sălbii. Cred că o să rei cu tine mormânt de bun. Așteaptă, Maria ta, explicația. Că dacă ți-o spune, ai să fii pe spate, că și eu am fost. Maria ta, deci să știe că în ranița fiecărui soldat se găsește gheoga de șoban. În momentul în care se rupe sabia, omul trece la lupta cu gheoga, pe care tot eu am proiectat-o. Te rog. Na, nu-i fain. Și apoi cine e mai viciat și mai bun ca noi la lupta cu gheoga? Mă, eu vă și pe voi amândoi cu mânurile mele, mă. Apoi cum să ajungi la lupta cu gheoga când se rupe numai sabia românului? Apoi aici ai marele secret al acestei sălbii. Ce secret? Că atunci când se rupe, de fapt, nu se rupe numai la noștri. Noi vindem sabia asta și la noștri și la dușmani. Și atunci vindem dublu, câștigăm dublu. Și banii papii și războiul. No, nu-i fain, Maria ta. Eu a doua oară ascult explicația asta și-ți păs pace. Mă, Voicule, neamorene, uite care-i treaba. Dacă nu-mi faceți mie o sabie care să rupă gura târgului, să luăm banii papei cu ea, apoi o să fiți amândoi pe spate, mă. Numai cu mâinii pe piept!